Emisiune susținută de Asociația Maurer for You. Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am găsit la Știrea Cea Bună! Sunt Cornel Dărvășan. În această seară ne punem o problemă foarte importantă. Se poate un om cu adevărat schimba? Sau toate schimbările acestea sunt un fel de comportament disimulat? Un fel de behavior, așa zice englezul, un fel de behaviorism în care noi de fapt învățăm gura să zică niște sintagme frumoase pentru că așa am fost obișnuiți la biserică, dar în inima noastră suntem noi cu adevărat schimbați, în ființa noastră, sau totul este o chestiune de învățare? În această seară vă provoc să vedeți o adevărată schimbare. Un om care la un moment dat a ajuns pe stradă, dar care, printr-un concurs de împrejurări providențiale, zic eu, a reușit să își schimbe viața în totalitate. Așadar, știrea cea bună este că împreună cu noi se află domnul petrișor Silviu Bărzoi. Bună, petrișor, bine ai venit! Foarte bine! Cum ești? Bine. Ești bine? Da. Hai, te rog, iau loc aici lângă noi și să povestim puțin despre ceea ce am zis. Ia zi, se poate schimba un om sau nu se poate? Se poate schimba. Se poate schimba. Din perspectiva ta, 100%. Da. Am înțeles. Petrișor, știu că n-ai avut o copilărie foarte, foarte fericită. Povestește-ne puțin. Unde te-ai născut? Ce s-a întâmplat în viața ta? Mă numesc Bărzoi Silviu Petrișor, în primul rând. Și am fost la o școală ajutătoare. Cine te-a dus acolo la școala ajutătoare? M-a dus părinții mei. Deci te-ai născut într-o familie săracă. Săracă. Și părinții tăi, unde te-ai născut? În Giurgiu oraș. În orașul Giurgiu? Da. Și te-au dus la o școală ajutătoare? Da. Ai fost și la grădiniță? Nu. N-ai fost, doar direct la școală? Doar la școală. Și ce fel de copii erau acolo la școala ajutătoare? Erau copii peste 18 ani, 15. Cu tot felul de afecțiuni? Da. Și de ce te-a dus la școala ajutătoare? Că acolo, în general, se duc copiii care au ceva probleme. Pentru că am vrut să mă apuc de o meserie. Am înțeles. Și ai luat și bătaia la școala aia ajutătoare? Da, da. Acolo am fost și bătut în cap de profesori, de cei care mă îngrijeau acolo. Și era internat undeva, la un internat era... Nu, era... Sau veneai acasă în fiecare zi? Nu, eram internat acolo. Aveam cameră, aveam baie, aveam tot, mă spălam și mă duceam direct la ore. Și părinții veneau să mai te viziteze sau nu? Mai veneau din când în când. Mama, tata, mai mult tata venea la mine să mă viziteze. Și ce s-a întâmplat? Câți ani de școală ajutătoare ai făcut? Am făcut de la vârsta de 6 ani, clasa 1 până la a 4. Deci doar 4 clase. Da. Ai învățat să citești, să socotești? Da. Și după 4 clase ce s-a întâmplat? După 4 clase am împlinit vârsta de 18 ani. Oh, deci 4 ani până la 18 ani. Te-a dus mare la școala ajutătoare. Da, da, da. Cam cât de mare erai când te-a dus la școală? Mai concret, mai un pic mai mare. Mai mare, da. Am înțeles. Și la 18 ani ai terminat școala, 4 clase. Da, da, da. Și când s-a terminat școala, ce ai făcut? M-am dus cu tata la muncă. Am început să muncesc cu el pe câmp, mergeam pe câmp cu el și tatăl meu, fiind și alcoolic, i-am spus să nu mai bea, că o să se întâmple ceva rău cu el și îi spuneam, tată, nu mai bea pentru că viața e, nu vezi că suntem amărâți,
Câți frați mai ai? Mai am 6 frați și o soră. Deci tu ești al 8-lea sau? Al 8-lea. Al 8-lea. Da. Ai fost cel mai mic sau al câtelea? Cel mai mic. Cel mai mic? Da. Toți frații erau mai mari decât tine? Da, da. Și pe frații tăi au dat și pe ei la școala ajutătoare? Nu. Nu i-au dat la școala? Nu, decât pe mine. Numai pe tine? Da. Și ai muncit cu tata la câmp? Da. Ai muncit cu ziua cum ar veni? Da, cu ziua. Și îmi plăcea că munceam cu tata. Mă iubea cel mai mult tata pe mine decât mama. Am fost respins de părinți. Mai mult așa. Și nu te-a mulțumit varianta asta? Nu. Decât am vrut să mă duc pe stradă, să mă apuc de viața de stradă. Pentru că viața de stradă este... Aveam 3 prieteni care am cumpărat pungă normală, am cumpărat bronz care dai pe casă și am început să tragem toți 3 prieteni. În Giurgiu ăsta? Da. Deci, practic, ai început să te droghezi. Da. La 18 ani? Da. La 18 ani. Cu punga, cu aurolac. Da. Da. De ce ai început? Simțeai că ți-au zis ei că... Nu, simțeam nevoia de... Pentru că mă vedeam prea amărât. Pentru că nu aveam niciun ban. Nu aveam niciun... Tata nu-ți dădea bani de la da, ceea, nu... ceea ce munceai tu da, cu el? Da, da, da. Deci nu-ți dădea și ție banii tăi? Nu, nu. Îi lua el? Da. Îi lua el. Și și bea. Da. Și am zis, tată, îți afectează sănătatea, tată, nu mai bea. Și îi vorbeam și de Dumnezeu atunci, lui tatăl meu. Și n-a ascultat. Și nu a ascultat și a murit. A făcut comă alcoolică. La ce vârstă a murit? La 50 și ceva de ani. Bun, deci tu te-ai hotărât să începi viața de stradă. Da. Și ai mers în Giurgiu cu prietenii sau ai venit la București? Am venit la București, am plecat. Băieții au murit. Atunci? Da, atunci. Și tu ai scăpat? Și eu am scăpat. Și ai venit la București? Și am venit la București, da. De ce ai venit la București? Să văd cum e Bucureștiul, că eu nu știam Bucureștiul bine de tot. Și am găsit, m-a luat mama de la școală și aveam o garsonieră acolo, în cartierul Ferentari, unde sunt droguri, sunt prostituție. Și s-a făcut o mică evangelizare. A venit pastorul Ion Călin, care nu mai este printre noi. Stai un pic acum, până la evangelizare trebuie să mai povestești. Da. Deci ai ajuns în Gara de Nord. Da. La viața de stradă. Da. Ce făceați acolo? La Gara de Nord ceream bani, cerceam. De la cine? De la oameni care treceau pe acolo. Și aveam noi locul nostru care în canalizări. Ai dormit în canalizare? Da. Cam câți erați? Cam câți erați în trupa asta? Eram vreo 5-6 inși. Doar atâta? Da. Și cu aurolacul ai dat înainte? Da, am dat-o înainte. Dar firme din astea, asociații, vă aduceau mâncare, supe, ciorbe, mai prindeați sau nu prea pe vremea nu ta? Nu prea prindeam pe vremea. Mergeam la cimitir și ceream. Pomană. Da. Și îi aduceam și lui tata și lui mama. De-astea, nu eram pocăit. Am înțeles. Bun, și unde dormeai? Ce mâncai? Ce te spălai? Aveai haine? Aveai cum era? Vreau să vă zic că am întâlnit un polițist din lume care ne spunea să nu mai facem boacăne, adică să... Și m-a luat dânsul la el și era ca o familie, polițistul acesta. Și m-a îmbrăcat și am plecat pe la 12 noaptea de la el. Și eram învățat pe stradă eu.
Și te-ai întors la stradă? Și m-am întors la stradă, înapoi. Am înțeles. Și cam cât aurolac luai? Cam cât te drogai? Luam o sticlă, dar din aceea mică. De bronz aluminiu? Da. Și o puneai în pungă? Da, o puneam în pungă și trăgeam. E lichidă sau e solidă? E solidă. E solidă? Da, da. Ca un praf, așa? Da. Și tu pui gura, da, și tragi? Da. Hai de capul meu. Te-a afectat treaba asta? M-a afectat. Mi-a afectat vorbirea. Nu prea mai văd așa, de la vederea. Mi s-a luat vederea. Cum ți-a afectat vorbirea? Ai făcut un accident vascular ceva? Da, am făcut un accident vascular. În urmă cu câți ani asta? Acum, peste ceva timp. După ce mi-am dat seama că nu mai pot să vorbesc. Ce ai făcut? Te-ai dus la spital? M-am dus la spital, pe propria mea răspundere. Și m-am internat și doctorii îmi zicea, n-avem ce să fac. Și am zis, nu există, nu am ce să fac. Este un Dumnezeu care mă va salva. Și știu că Dumnezeu mă va salva și aveam imaginea că mă voi pocăi. Așa simțeai tu? Da. De unde ai auzit de pocăință? Mai veneau și pe la Giurgiu. Mai veneau și pe la Giurgiu credincioși și vorbeau de Dumnezeu. Da, foarte interesant. Deci tu, când ai făcut accident vascular, da, ți-ai dat seama că viața ta trebuie să se schimbe. Da. Și cu toate că aveai garsonieră în Ferentari, tu stăteai pe stradă. Da. Dormeai pe stradă. Da. Prin canale. Da. Așa ai vrut tu. Așa am vrut eu. Am vrut eu să... Și iarna ce făceați? Iarna mergeam tot așa, pe la muncă. Băieții. Cu băieții, cu prietenii. Ce munceați? Munceam cu ziua, pe la diferite magazine, făceam curat, ca să ne... supraviețuim. Vă dădea niște bani? Da. Și pe noi, pe banii nu mai ne luam. Ne luam mâncare și pe urmă ne luam bronzul înapoi. Și le-am spus, mă băieți, trebuie să vă lăsați de această pungă, că nu e bună. Eu mă lăsasem deja. Am înțeles. Deci tu n-ai mai continuat după, nu, ce te-ai întors la Dumnezeu. Nu. Dar povestim despre asta. Încă mai vreau să te întreb ceva. Și iarna dormeați pe... Pe țevile de canalizare la Gara de Nord. Pe țevi? Da. Țevile erau calde? Da, erau calde. Da, dar voi peste... Așa e frig afară, e minus. Cum supraviețuiești? Eram puternic. Ziceam eu că îmi trăgeam din punga aceea, ziceam, ia uite mă, mă simt puternic. Nu mi-e frig, nu mi-e asta. Îți dă sentimentul că ești puternic? Da, punga, da, aia. Da. Și în fiecare zi te drogai? Da, da. Și țineai și de foame și de sete? Da, de tot. Doamne ferește. Până ai făcut accident vascular, cum ai scăpat din spital, ai hotărât să te întorci la Dumnezeu? M-a externat doctorii și am zis, o să mă duc acasă și să ziceam eu în sinea mea să mă pocăiesc, că asta e singura soluție, vorbeam și cu doctorii de aceea, că mă întrebau doctorii, ce, când pleci de aici, ce trebuie să fac? Vreau să mă pocăiesc. Te-au încurajat? Da, doctorii aceia. Și ai ajuns acasă? Da. La mama ta, care stătea, da, în garsoniera, da, din Ferentari? Da, da. Și apoi, ce s-a întâmplat? Te-ai dus la biserică? Da, m-am dus la biserică. La care biserică? La Biserica Creștină Evanghelia, din Ferentari. Și ce ai simțit? Ce ai văzut acolo? Am văzut oameni, am văzut frați. M-au întâmpinat oamenii în biserică. Pastorul a venit la mine, Domnul să te binecuvinteze, frate Petrișoare, m-a dus la el acasă, mi-a arătat familia lui de 15 copii,
Era, atunci era mai amărât fratele păstor cu 15 copii. Și mâncam și eu acolo și mi-a povestit, i-am spus povestea vieții mele și așa ne-am împrietenit cu păstorul și cu păstorul și cu familia. L-am avut la emisiunea noastră într-o ediție mai veche. Acum, din păcate, nu mai este printre noi. Păstorul Călin a murit după o predică. S-a așezat pe scaun după ce a predicat și a murit. Destul de tânăr totuși a fost, n-a fost foarte în vârstă. Da. Și când l-ai auzit predicând, ai simțit ceva în sufletul tău? Ce ai simțit? Da, am simțit despre jertfa Domnului Iisus. Că știu că a murit pentru păcatele mele. Și ce ai simțit? Simțeam nevoia să mă descarc sufletește după atâta zbucium care s-a întâmplat cu mine. Și ai? Am ieșit în față, singur, am ieșit în față și l-am primit pe Iisus ca Domnul și Mântuitor. Ce înseamnă asta, în mod concret? Că ai ieșit în față și l-ai primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor? Adică am plecat de la păcat spre mântuire. Spre să-L aleg pe Domnul vieții mele. Că singurul prieten este Domnul Iisus. Și s-a întâmplat o schimbare cu tine în acel moment? S-a schimbat în același moment. Am văzut o lumină, o transformare lăuntrică în viața mea. Deci m-am schimbat la față. Deci s-a uitat biserica la mine și păstorul și spunea, nu vine să cred. Nu venea să creadă. Și în acel moment ai renunțat la pungă, la orolac. Da. Și nu ți-a mai venit să iei punga? Nu. Pur și simplu, dintr-o dată. Pur și simplu, a fost un reflex. Ai fumat, ai băut alcool? Da, am. Și ai renunțat și la astea? Am renunțat și la astea. Într-o singură zi, totul? Da, tot. Și a doi, peste două săptămâni, nu ți-a venit să iei punga, să aprinzi o țigară, să bei? Mi-a dat Dumnezeu putere. Dumnezeu a fost cel mai bun prieten care m-a ajutat. Și știi să citești? Ai început să citești din Biblie? Am început să citesc, nu știam să citesc, nu știam să mă rog, nu știam absolut nimic. Și venea frații din biserică și mi-arăta din Biblie. Și așa ușor am spus și Tatăl nostru. Eu nu știam nici Tatăl nostru. Nu puteai să ții minte? Da. Nu. Și l-am rugat să mă învețe. Și ai avut parte de niște creștini care te-au primit în sânul lor? Da. Ca o familie. Bun, deci... Cum s-a schimbat viața ta după primirea Evangheliei? Adică cum s-a schimbat? Foarte bine. Adică m-am simțit ca fiul risipitor. Când fiul risipitor era la porci, m-am văzut în inima tatălui, în sânul tatălui. Așa cum e un tată spiritual, așa e Dumnezeu. Tatăl spiritual pentru mine. Așa m-am simțit. Și ai știut că te primește. Da, am știut că mă ține cu brațele deschise. Și ai renunțat la pungă. Da. Și băieții ce ziceau? Hai mă, mai trage și tu. Și am zis, nu mai trag pentru că m-am pocăit. Le spuneam eu la băieții aceia. Și te-ai și botezat? Da. Așa mare? Da. De ce? Gheața. De ce te-ai botezat? Pentru că simțeam nevoie să mă apropii de Dumnezeu. Ai spart gheața la propriu? Era înghețată apa? Da, era înghețată apa. Unde te-ai botezat? La râu? În orășelul copiilor. În orășelul copiilor? Da. Și ai spart gheața și te-ai botezat acolo în apă? Da. Pastorul Călin te-a botezat? Da, pastorul Călin m-a botezat. Nu ți-a fost frig? Nu ai înghețat? Nu, am fost puternic. A căzut, pe lângă botezul meu, a căzut 3 copii pe gheață și i-am scos repede din apă. Tu? Da. Pe copiii aceia. N-ai înghețat.
Ce s-a întâmplat acasă când ai spus mamei că te-ai pocăit? Te-a binecuvântat, s-a bucurat? Drept să vă zic, frate, omul lui Dumnezeu mi-a spus, m-am pocăit, mamă. Du-te de aici cu pocăința ta, că ne-ai făcut de rușine. Să pleci de aici, că ne-ai făcut neamul de rușine. Și am spus, Domnul să te binecuvinteze, mamă, că eu mă rog pentru tine. De 20 și ceva de ani, eu m-am rugat pentru ea. Deci, te-a dat afară din casă? Da. Și ai ajuns iar pe străzi? Da. Și cum a fost pentru tine experiența asta? Adică, te-ai gândit, domnule, eu vin la Dumnezeu, îmi schimb viața și acum să ajung iar din nou pe străzi după ce m-am mai reglat cât de cât? Da, așa s-a întâmplat. Și ce ai făcut? N-am făcut nimic, am dormit pe o bancă în cartierul Ferentari, acolo, la Ferentari. Am găsit și am dormit până la dimineață, într-o scară de bloc. Am pus niște cartoane și am dormit acolo. Și dimineața m-am trezit și m-am dus la biserică. Și apoi te-a luat cineva? M-a luat, a trecut băiatul fratelui păstor și m-a luat la el acasă. Și ai stat acolo? Da. Doamne, ce situație. Și cu colegii? Nu te-au mai ispitit să... Nu. Nu. Tragi din aurolac. Nu. Am rămas... Ce explicații găsești tu că dintr-o dată ai avut această putere să nu mai bei, să nu mai fumezi, să nu mai tragi aurolac? Pentru că a fost Dumnezeu care m-a ținut. E totuși Dumnezeu care îți dă putere să te stăpânești, să te eliberezi. Aveam momente în viață când îmi spunea mama că nu o să fii bun de nimic, că o să ajungi pe stradă, că o să... Și am zis, nu primesc toate... Astea sunt negative care din partea celui rău. Și am zis, mamă, o să am casa mea, o să am familia mea, o să am serviciul meu, o să ajut la rândul meu prieteni care a fost ca mine. Și frații tăi nu ți-au dat nicio mână de ajutor? Nu au fost? Nu. Îi cunoști pe fiecare? Ai o relație cu ei? Sau nu vor să aibă relație? Nu, nu vor să aibă relație cu mine. De ce? Pentru că nu e în competența mea. Adică te consideri inferior? Da, inferior. Că ești mai jos? Da. Și acum, când te văd că ești bine, când te văd că, uite, apar la televizor, nu... Nu se bucură. Nu se bucură? Nu. Da. Dragul meu, pentru mine ești o mare minune, pentru că lucrurile nu sunt simple. Când ajungi într-o viață de stradă, când dormi pe canale, când dormi... fără să ai posibilitatea să te speli, să te îngrijești cât de cât, să dormi pe, cum ai dormit tu, pe țevile acelea calde, să n-ai acoperiș deasupra capului. Nu e o viață de invidiat, nu e o viață foarte ușoară. Dar iată că tu astăzi ești un om nou și o să ne spui imediat, după pauză, ce ai devenit, pentru că ai ales pe Dumnezeu. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu noi pentru a afla mărturia aceasta devastatoare a acestui om care de la Gara de Nord, din canalele Gării de Nord, cu aurolac în mână în fiecare zi, a ajuns să se implice în biserică. Câteva secunde și revenim. La știrea cea bună, doamnelor și domnilor, această seară împreună cu noi se află domnul Silviu Petrișor Bărzoi. Am auzit în prima parte experiența lui dramatică de la școala ajutătoare, de la Gara de Nord cu aurolac, cu o viață de stradă.
Într-o zi faci un accident vascular, după care la ieșirea din spital hotărăște să-și îndrepte viața, se duce la o biserică unde oamenii îl primesc cu toată inima, el își schimbă viața într-o clipă și renunță la alcool, la țigări și la pungă. La pungă. La pungă. De care ce a fost cel mai greu să te lași? De pungă. De pungă. Îți dă dependență teribilă, nu? Vrei tot timpul să... Da. Și îți afectează plămânii, îți afectează, creierul. Creierul, vorbire. Acum vorbești destul de bine, deci te-ai vindecat practic da, de la... Da, Dumnezeu m-a vindecat. Dumnezeu te-a vindecat. Da. Bun, ai ajuns să te duci la o biserică. Ai avut oameni care te-au iubit, te-au înconjurat cu dragoste. Da. Cum a avut loc continuarea vieții tale din acel moment? Ce s-a întâmplat? Deci am venit în biserică, cum v-am zis mai devreme, și m-am implicat în biserică. Te-ai implicat? Da. Ce ai făcut la biserică? Spre exemplu, la biserica aceea unde ai fost, la Biserica Evanghelia, ce ai făcut? Făceam curățenia, deveneam dimineața la ora 9 și ceva, veneam devreme și dădeam drumul la căldură, făceam curat în biserică, așezam scaunele și așteptam oamenii să vină la biserică. Deci n-ai stat tu cu mâna întinsă că îți dă pocăiții și așa mai departe? Nu. Că așa sunt unii care cred că dacă te pocăiești, lasă că îți dă pocăiții și haine și cu toate. Nu. Ție nu ți-a fost frică de muncă? Nu. Mi-a plăcut munca. Am iubit munca. Pentru că așa mi-a spus și tatăl meu până să moară. Trebuie să fii muncitor în viață. Să muncești, să-ți câștigi existența. Și ai făcut curățenie. Da. Și asta înseamnă și slujbă de jos. Da, de slujba de jos. Toaletele și toate cele. Da, mi-a plăcut. Să fie. Și aveam frați care făceau mizerie, eu făceam curat după ei, aruncau șervețelele pe jos, eu le strângeam, făceam curat și erau mulțumiți oameni. Veneau oamenii și mă felicita. Am înțeles. Și de la Biserica Evanghelia ai mai vizitat și alte biserici. Pe unde ai mai fost? Am fost la Betel Crângaș, care era fratele Florin Ianovici, un păstor deosebit. M-am dus, eu nu-l știam pe fratele Florin Ianovici. M-am dus la Betel, la Crângaș. Era luni seara. Și am dat mâna cu dânsul și i-am spus pacea Domnului, frate Florin, mă bucur să vă... Pe mine mă cheamă Petrișor. Și mi-a spus, ok, că știu, vreau să vin la dumneavoastră, să, în birou dumneavoastră de la Viață și Lumină să vorbim. Da, cu... Viața și Lumină fiind o fundație. O fundație. Creștină. Da. De ce ai vrut să vorbești cu el? Pentru că simțeam nevoia să vorbesc cu un om al lui Dumnezeu. Să-l și cunosc, că nu-l știam pe dânsul. Și mi-a povestit că a fost avocat, că e pastor acum. Și i-am spus povestea vieții mele și a plăcut. M-a felicitat, s-a rugat pentru mine și ne-am îmbrățișat. Și m-a invitat la un... Îmi plăcea tot... Așa m-am îndrăgostit de predicile dânsului. Veneam și acolo, făceam... Mă implicam acolo în biserică, la Betel. Făceam curățenie, l-ajutam pe fratele Ion. Când veneam musafiri, strângeam cutiile de pizza pe acolo și așa m-am mutat la Biserica Renovațiu din București. Și acum ce faci tu la biserică? Îți place la biserică? Da, îmi place mult la biserică. Mergi de fiecare dată când e biserică? Da, tu ești prezent acolo? Da, da, da. Și ce faci la biserică? Pentru că tu n-ai ales să stai pe un scaun doar și să te uiți, ai ales să faci ceva. Da. Ce faci? Dau mâna cu oamenii. E important asta? Da, e foarte important. De ce crezi că e important? Pentru că acolo simți apropiere, respectul.
față de Dumnezeu și față de aproapele tău. Și e una când intri într-o biserică, când cineva îți întinde o mână, da, și spune bun venit, sau alta când te bagi și nu știi ce să faci, să stai jos, să ai picioare, da, să unde să te duci. Și tu îi conduci și pe oameni. Îi conduc la locul lor și să simte respectați oamenii. Și asta e slujba ta. Da, asta e chemarea mea. Să dai mâna cu oamenii, da, la intrare. Să dau, să vorbesc cu ei. Și unii dintre noi, doamnă, și nu mă credeam că chestia asta este nesemnificativă. Iată cât de importantă este. Priviți, vă rog, și imagini în care Silviu dă mâna cu oamenii la biserică, fetișor. Iată cum vin oamenii la biserică și el îi salută pe toți. Te iubesc oamenii acolo la biserică? Mă iubește. Da? Începând de la păstor până la toți oameni, mă respect. Pentru că tatăl meu mi-a spus să fiu respectos, să vorbesc, să îi respect, să nu răspunzi. Deci m-a învățat lucruri bune. Și te-ai implicat și la curățenie? Sau când e vorba de o, da, lucrare, ceva? Da, și am fost și o tabără de tineret cu Biserica Renovație. Ai fost și tu? Da. Și te implică și... Și m-am implicat și acolo. Și la fiecare întâlnire de tineret te duci? Da, îmi place mult orele de tineret. Câți ani ai, Petrișor? 37 de ani. 37 de ani, da, sunt bucuros că eu la ora de tineret ne-am cunoscut și te-am invitat să vii la emisiune, la ultima oră de tineret la care am fost invitat și eu la Renovatio. A fost o mare bucurie și este o mare bucurie pentru mine ori de câte ori sunt invitat să vorbesc tinerilor de acolo, care sunt niște tineri minunați. Petrișor, dar numai la biserică îți manifesti activitatea. Ce faci? Lucrezi? Stai cu mâna întinsă? Ai mai cerșit după ce nu. Te-ai întors la Dumnezeu? Nu. Mi-am găsit un loc de muncă, spăl covoare, la un frate pocăit de la o biserică, Biserica Exodus, unde mai merge fratele Florin, unde este invitat. Spăl covoare? Da. Cum se spală covoarele? Greu? Ușor? Cum? E ușor. E ușor. E o muncă ușoară. Aveți și furtune ca la mașină? Avem o mașinărie cu 4 perii, se bagă covorul și se spală ușor. Se pune la uscat? Se bagă într-o mașină de uscătorie și se stoarce bine covorul, îl bagi într-o cameră de uscare și îl iei gata, pregătit. Uscat și spălat? Da. Cât e un covor? 15 lei metru. 15 lei metru. Nu știu că este asta, uite acum aflu că este și zbătorie, da, de covoare. Da. Deci lucrezi acolo. Da. Și primești un ban pentru asta? Da, și mâncare. Și mâncare? Da. Îți place? Da, îmi place. Și cu prietenii tăi cum discuți? Mai ai prieteni din ăștia care nu prea ascultă Dumnezeu? Le mai vorbești despre Dumnezeu? Le mai vorbesc de Dumnezeu, da, la mulți prieteni. Le vorbesc de Dumnezeu. Și așa m-am împrietenit și cu Marian Mocanu, beatul care cântă cu vioara, și așa cu mai mulți slujitori m-am împrietenit. Și mai merg la diferite biserici, mă invită oamenii să le vorbesc despre bunătatea Domnului. Și vorbești despre mărturia ta. Mărturia mea. Vezi că ai prins curaj așa să, da, vorbești. Da, îmi place. Petrișor, care sunt planurile tale de viitor? Planurile mele de viitor este să-mi iau o casă, să am camera mea, să nu mai dorm pe la oameni. Mama nu mai este. Și nu mai este. Garsoniera ei, ai pierdut-o sau cum? Am pierdut-o. De ce? Pentru că a vândut-o sora mea. Și nu ți-a dat nicio parte din ea? Nu. Dar n-ar fi trebuit prin lege să-ți dea și ție o parte? Normal, prin lege ar trebui să-mi dea parte. Și n-am primit? Nu. Am binecuvântat-o pe sora mea. Chiar dacă nu ți-a dat parte? Chiar dacă nu mi-a dat, am binecuvântat. Și n-aveați toți dreptul la garsonieră? Din garsonierea aia să... Vreau să vă zic că suntem din alte... Mama a fost din...
alte căsătorii. Am înțeles. Suntem mai diferiți. Eu cu un frate cel mai mare suntem același nume, cu numele de Bărzoi, dar ceilalți cu Manciu, cu Mihalache. Am înțeles. Deci, practic, nu s-a respectat legea. Nu, nu. Treaba asta. Nu. Și acum unde dormi? Ai o camera ta? Dorm la un frate de la Mogoșoaia. Și te las acolo într-o cameră? Ai o camera ta? Am o camera mea. Plătești chirie pentru asta? Nu plătesc nimic. Nu plătești. Omul ăsta te-a primit cu toată dragostea. Cu toate dragostea. Are și un băiat bolnav. Îl mai ajut cu ceva? Da, îl mai ajut. Pentru că e o familie mai amărâtă. Fratele ăsta. Cu ce ajuți? Iau un dero, un o mâncare. Din banii tăi, pe care tu îi câștigi. Da. El mai lucrează și cu puțuri. Face puțuri. Am înțeles. Bun, deci pe lângă casă, vrei să ai o garsonieră ta sau ce vrei? O garsonieră. O garsonieră. Da. Strângi bani pentru asta? Da, cu ajutorul Domnului voi strânge bani. Ok. În afară de asta, ce-ți mai dorești în viitorul tău? Să am o familie. Câți ani ai, Petrișor? 37. 37 de ani, mulți înainte, sănătoși. Mulțumesc. Și îți dorești să ai o familie? Da. Îți dorești și copii? Îmi doresc. Îți dorești. Și nu s-a evit până acum nici o situație să ai o familie? Nu. Știi că la noi la televiziune există o emisiune în care se pot cunoaște oamenii unii pe alții. Luni seara există emisiune despre relații. Vezi, poate primești acolo un număr de telefon sau ceva, să dai un telefon, să te apropii. Că uneori e greu, nu? Să găsești pe cineva. E greu și singurătatea. Și câteodată îl întreb pe Dumnezeu, Doamne, dar de ce sunt singur și n-am pe nimeni? Pentru că care eu puteam să am și copii, și soție, și de ce așa o știe el? Și am rămas să slujesc pe Dumnezeu. Predicile îți plac? Foarte mult. Mi-a plăcut și predicile dumneavoastră când ați venit la tineret. De câte ori veniți la noi la biserică, sunteți privilegiați cu predici foarte bune. Sunt privilegiate, adevărat că mă invită Florin Ianoviș, dar... Da. Sunt foarte multe predici care am văzut că și cântați. E un dar de la Dumnezeu. Ție îți place să cânți? Drept, mie nu-mi place să cânt, pentru că nu am darul de cânt. N-ai voce? N-am voce. Și n-ai cântat de mic? Nu, nu mi-a plăcut. Dar de rugat îți place să te rogi? Da, foarte mult. Te-ai rugat vreodată pentru cineva să-L ajute Dumnezeu? Da. Ai simțit vreodată că Dumnezeu îți răspunde la rugăciuni? Da. Am și... Când m-am rugat pentru un frate, îl cheamă Mihai Bordeanu, era în comă și m-am dus la spital la el și doar mi-am întins mâna așa la distanță și s-a ridicat din comă. Asta s-a întâmplat? Da. Și s-a ridicat persoana respectivă și m-a luat în brațe și mi-a zis, tu ai fost singurul care a venit și m-a vindecat Dumnezeu. Și aceasta este o experiență reală, trăită de tine? Da, da. Cum te simți în urma unei astfel de experiențe? Bucuros, fericit. Și te-ai mai rugat și pentru alții? Da. Mă rog și darul meu este să mă rog pentru slujitorii bisericii, renovați-o. Iau pe fiecare, am lista mea care mă rog pentru ei și îi binecuvintez. Și dau și bilete în față. Și fratele postor citește biletele. Am înțeles. Și alte experiențe cu Dumnezeu ai mai avut? C-
că văd că le place la oameni cum dau mărturia mea. Asta e experiența. La ce biserică ai mai fost să dai mărturie? Am fost și la Bărbulești, am fost și la mai multe biserici. Am înțeles. Și visul tău cel mai mare, care este cel mai mare vis al tău? Visul meu e să fiu un slujitor care să mă implic în câmpul Evangheliei. Să lucrez mai mult pentru Dumnezeu. Cu oamenii, da? Da, cu oamenii. Și ai observat că oamenii te ascultă? Da. Pentru că ai fost și pe la gară la un moment dat și prin... N-ai fost după aceea pe la mulți prieteni să-i vezi oamenii care dau neurolac, care sunt de exemplu, pe stradă? Am mai fost, acum nu mai sunt deloc. Nu mai sunt, că i-a luat poliția. Da, i-a luat poliția. Ia poliția de la gara noastră și duce până centru. Vreau să vă zic că am locuit și în centre sociale. M-a ajutat primarul Piedone de să locuiesc la un centru social. Aveam 3 mese pe zi, îmbrăcăminte, făceam treaba acolo și a venit într-o noapte și am vorbit de Dumnezeu lui primarul Piedone, de Dumnezeu. Și de ce nu mai poți locuiești acolo? Pentru că mi-am schimbat buletinul de sector, stau în sectorul 3. Și am fost și, vă spun sincer, că am fost și în audiențe la primarul sectorului 3 și la sectorul 5 și nu a spus că nu sunt garsonier. Asta, dacă poate vine domnul Piedone iar, cine știe, poate face o vizită și găsește o soluție pentru tine. Da. Cum te implici la Fundația Viață și Lumină? Mătur prin curtea fundației. Îl ajut pe fratele Ilie, e un frate scump, am învățat în plărie. Am avut un profesor la școală care m-a învățat în plărie. Și repar ușile, clanțele, pe acolo. Știi să repari? Da. De gătit știi să gătești? Da. Deci știi și să gătești? Mi-a plăcut de mic copil. Am făcut cartofi prăjiți, am făcut ouă. Petrișor, îți mulțumesc pentru că astăzi ne-ai povestit din experiența ta. Dacă ai vrea să transmiți un mesaj acum la finalul emisiunii, la toți tinerii care ne urmăresc și care au văzut această experiență ta, ce le-ai spune? Le-a spune să se întoarcă la Dumnezeu, cum mi-a schimbat mie Dumnezeu viața, îți poate Dumnezeu schimba și tinerilor viața, adică să se lase de viciuri și să se întoarcă la Dumnezeu. Deci asta este dorința ta. Da. Îți mulțumesc mult, Dumnezeu să te ajute în tot ceea ce faci. Iată, doamnelor și domnilor, o experiență extraordinară de la un băiat simplu care a căzut în patima vicilor. Dumnezeu l-a căutat, l-a găsit. Da, a trecut și printr-un accident vascular, dar până la urmă iată că vorbește coerent și este o lecție pentru mulți, mulți dintre noi care... Nu avem dezavantajele vieții așa cum le-a avut Petrișor, Silviu Bărzoi. Succes îți doresc. Mulțumesc. Să întâmpin pe cât mai mulți oameni la biserică, să fii un băiat cu minte și supus și credincios și să fii o bună mărturie în continuare pentru toți cei care te urmăresc. Sunt Cornel Drăvășan, doamnelor și domnilor, aceasta a fost știrea cea bună. Nu uitați că România nu este doar pământul pe care îl călcăm, ci și cerul de deasupra ei. Seara bună!
emisiune susținută de Asociația Maurer for You.